bine ați venit la un nou episod în iarnă cu mașină de off-road sau overlanding sau plimbări la iarbă verde, cum vreți voi să îi spuneți ceea ce facem noi. De data asta cu un Jeep, că sunt înconjurat, toată lumea și-a luat. Cu Filip Stoica, pe care îl știți, l-am mai prezentat într-un episod cu un BMW 335. De data asta prezentăm mașina de teren. Este Jeep WJ, mașina cea mai căutată, cea mai la, nu știu cum să zic eu, la modă în anii ăștia, pentru că probabil majoritatea oamenilor consideră că e un raport preț-calitate foarte bun și atunci toată lumea o cumpără pentru diverse aplicații, unii pentru overlanding, alții pentru off-road, alții își pun rost pe 40, alții își pun pe 33, alții pe 35. Asta o să discutăm mai pe larg sau o să vedeți în alte materiale Stax care este diferența și cum se pregătește mașina pentru fiecare activitate în parte. Dar vorbim cu Filip, ne povestește că el a avut și Toyota și Touareg și Jeep și de toate și cum și de ce și ce a făcut și ce a modificat. Încerc să mă abțin și să vorbesc cât mai puțin, vă las cu Filip. Zile, Filip, tu! Așa, am avut Toyota Land Cruiser 70, am primit-o de la taică, m-a întrebat ce mașină îmi doresc la 18 ani și pe la 16 deja cumpărase una pentru că avea și el nevoie deja. Primisem o Toyota Land Cruiser 70 cu motor de 3000 diesel. Am cumpărat-o din Anglia, erau foarte puține în Europa cu motor de 3000 diesel sau foarte scumpe. I-am mutat volanul, am folosit-o vreo 8-9 ani, ceva de genul ăsta. I-am făcut de două ori tinichigeria în anii ăștia. Am fost cu ea până la Bamako Summer Rally, până la aproape de granița cu China, în Uzbekistan. După care am vândut-o zicând că nu vreau să mai fac sportul ăsta sau hobby-ul ăsta de off-road, plimbări, cort, munte și așa mai departe, pentru că eram mult prea acaparat de fenomenul de mașini lăsate care să fugă, să stea bine pe stradă și așa mai departe. După un an sau doi am avut un Touareg cu care am înlocuit Toyota 70, am mers la mai multe ediții de Street Maniacs sau un Tour Winter Fun, da. Așa se numesc. Da. La ultimul cu care am fost, la care am fost cu Touareg-ul, s-a stricat cutia de viteze și constatând că a fost mult prea costisitoare reparația, am zis că trebuie să revin înapoi la o mașină strict pentru hobby-ul sau sportul ăsta. După care în timp ce aveam Toyota, îmi plăcea foarte mult Jeep, modelul ăsta de Grand Cherokee, fiind o mașină cu patru uși, cu dimensiuni reduse, adică nici foarte mare cum e Toyota pe care o ai tu, nici două uși pe care nu mai puteam să le suport. Am ajuns la modelul ăsta și l-am ales pentru că are motor de Mercedes și cutie de viteze, 2.75 cilindri în linie și punte rigidă pe față. Astea au fost primele cerințe pe care le-am avut atunci când am ales mașina. De când am cumpărat-o, am știut că vreau să pun rost pe 35. Pentru asta trebuie să ajung să fac niște modificări mult prea mari. Dacă știam că trebuie făcut atât de multe modificări, nu mai alegeam mașina asta din start. Cred că un an și ceva mi-a luat să reglez partea asta de geometrie, punți, dă-le mai în față, mai în spate, cardan, vibrează, nu vibrează și tot felul de alte... Următorul model de Jeep. De Jeep Grand Cherokee, da. Vine cu braț. Vine cu bascule pe față și motor de 3000 V6, tot de Mercedes, însă la acel model, doar ca să pui 33, ești nevoit să tai din uși, nu numai din caroserie, aripi și așa mai departe. Simple la care probabil se gândesc majoritatea oamenilor care se uită și se gândesc să-și achiziționeze modelul ăsta sau modelul nou. De ce zic de modelul mai nou sau următorul model? Pentru că e Euro 4 și știi foarte bine, da, că au fost niște probleme cu taxele la noi, să se bage, s-or mai băga, nu s-or mai băga. Și atunci mulți se gândesc și tu ai spus, dom'le, am vrut să fie cu 4 uși și am vrut să fie cu punte rigidă pe față. Da. De ce îți trebuie 4 uși, în primul rând? Adică care ar fi motivele pentru tine în care ai renunțat la o mașină în 3 pentru una în 5 sau una în 2 pentru una în 4? Mă deranja foarte tare de fiecare dată când mergeam la off-road cu
Pony, cu diversi alți prieteni. Pony, ce ai făcut oamenilor. Da, m-ai făcut să-mi schimb percepția despre numărul de uși. Schimbe mașinile, frate, ai pus să ne schimbăm. Așa, am constatat, mă deranja foarte tare treaba asta cu dă-te jos să mă dau și eu jos să fac un pipi sau să... Sau caca. Stai să fac și eu o poză, dă-te jos, scaunul, mizerie, e altceva cu patruși. Din punctul meu de vedere, plus că na, am avansat în vârstă, poate o poate să... Poate bebe. Poate. Puntea rigidă pe față? Puntea rigidă pe față am ales-o pentru că e mult mai simplă, ca... sunt mult mai puține piese care poate să se strice, adică are 3 capete de bară, 4 pivoți, dar ăia sunt aproape indestructibili și e mult mai rezistentă la... mersul în teren. Adică la bascule odată ai un travel al suspensiei mult mai mic pe lângă punte unde travelul de suspensie destul de mare. Chestie pe care o avea mașina asta de fabrică, însă am vrut din cauza faptului că am pus niște roți mai mari, a trebuit să pun niște brațe mult mai lungi, un long arm kit. Din cauza long arm kit-ului mașina flexează mult mai mult decât un Jeep WRZ cu brațele originale care sunt de două ori. Revenim și ceva mai imediat mic. Și la brațe și la suspensie, dar tu ai spus, dom'le, am vrut 35 de la început. Care-i treaba cu 35? De ce toată lumea alergă după 35? Toată lumea vrea 35. Din punctul meu de vedere, 35 e o anvelopă potrivită și pentru overlanding și pentru un off-road mai serios. Te ajută atunci când roata e mai mare, te ajută să treci mai ușor peste obstacole. Roata mare, groapa mic. Da. Da. Și pentru asta am ales 35. Am văzut câteva pe internet înainte să mă apuc de ea. Mi-a plăcut foarte mult cum arată cu overfendere, cu roțile pe 35. Mi se pare că sunt dimensiunea potrivită pentru tipul ăsta de caroserie. Cât bani ai cumpărat-o, cât te-ai adus în țară și ce modificări ai făcut începând cu partea din față. Tot ce ai pus, troliu, LED bar, bara care e bara mașinii modificată. Când am început să caut mașină, ca tot omul prima oară am căutat în Germania, nu mă mulțumea nimic din ce găseam pe acolo, erau la prețuri destul de mari față de ce aș fi plătit eu pe mașina asta. Ulterior am aflat că în Italia sunt destul de multe și ajută la, din cauza climatului din Italia, ajută la faptul că mașina nu are rugină. Am căutat, cred că vreo lună, jumătate, două, una. Am găsit una singură care să-mi permită să o vadă cineva, o cunoștință de acolo din Roma. Îi mulțumesc și acum. Și am găsit-o pe Autoscout, cred că da, Autoscout, acolo am găsit-o, era în Roma. L-am sunat pe tipul ăsta, s-a adus, a văzut mașina și l-am întrebat tot. Bag on drive, merg 10 metri cu ea în față, bag on reverse, merg 10 metri cu ea în spate. Dacă funcționează și nu troznește nimic, dă-i banii omului pe mașină și găsim noi o soluție de transport. A făcut toate treburile astea, mașina era foarte ok, mi-a trimis filmulețe cu tot, a scos mocheta, acea, de cât a știut el. După care 2 săptămâni m-am chinuit să găsesc o sursă de transport viabilă. Până la a treia încercare, mi-am luat 2 țepe în care m-au pus să, deci să nu faci niciodată treaba asta, să bagăm tu 50 de euro în cont ca să fiu sigur că e mașina acolo unde ajung. De 2 ori mi-am luat țeapa asta, nu o dată. Bineînțeles, a doua zi nu mai exista numărul de telefon, la bancă am sunat, nu se mai puteau retrage banii și tot așa.
Pe mașină am plătit acolo 3.000 de euro, 2.900, ceva de genul ăsta, iar transportul a fost 800 de euro, cu tot cu cele două țepe, se pun la transport. Deci ai plătit 700 pe transport. 700 pe transport. Din Italia. Din Italia. Asta cu CMR. Asta pentru oamenii care sunt interesați, că sunt da, mulți. Da, da. Îi văd acolo cum stau. Și cum? Și unde a găsit-o? Pe ce site? Și pe ce site? Pe Autoscout. Autoscout, da? Autoscout, acolo am găsit. Puteți contacta pe mobile. Autoscout a găsit-o, pac, intrați, bursa de transport, neapărat cu CMR. Adică neapărat cu contract, ca să exact. Fac asigurare. Că altfel există posibilitatea să vă aducă mașina Nea Costel, șofer pe platformă din asta de cară, șlep, pentru timișoreni. Se răstoarnă cu ea și aveți de luat. I owe you. Știi episodul cu Cauencite? I owe you. Bun, hai să începem cu partea din față. Văd că ai o bară interesantă. O să uite oamenii și zic, mamă, ce bară are Filip? Are e, nu e nicio bară modificată. E bara originală care am tăiat-o după necesitate, ca să nu-mi atingă roțile atunci când virez. Am tăiat și din armătura de fier din spatele bării. Ea a rămas mare parte, însă de unde s-a terminat bara, de acolo am tăiat și armătura de fier. I-am pus o placă de troliu dedicată pentru Jeep WJ, un troliu de la Power Winch de 12.500 LBS. Să fie, mai bine să ai decât să n-ai. Cel mai mare care intră în suportul ăsta. Cu șufă sintetică pentru greutate. Da, nu cinetică, nu. Eu la Toyota am cinetică. Ai cinetică. Așa am zis, știi ce zic? Așa, sintetică, pentru greutate am ales șufa sintetică. Da. Un LED bar chinezesc. Doamne, chinezesc! Așa, bările, overfenderele, pragurile și atât au fost vopsite cu vopsea Raptor. Da. Overfenderele le-am luat, cred că de pe eBay, nu? Dobrescu știu cât și ție ți-am dat un link, parcă odată. Deci de acolo le-am luat pe astea. Modelul la bază, ca opțiune, este modelul Overland. Cel care mașina. Vine... Mașina. Nivelul de echipare. Da. Okay. Așa vine cu niște praguri de metal de fabrică, însă eu le-am făcut o extensie, o să da, se vadă. Brock slidere. Brock slidere, da. Care te ajută la? Care te ajută atunci când, nu știu, treci pe lângă un copac și poate alunecă mașina sau bolovan pe dedesubt. Să nu mai îndoi pragul, să te țină da. Cât de cât distanțat cu caroseria de obstacole. Așa. Mergem mai departe. Stai puțin, până să mergem mai departe, deci ai zis așa, troliu sau așa, roți, nu știu ce, overfendere. Au fost greu de montat overfendere? Da. Da. Foarte greu. Avem un prieten comun, foarte tipicar, a stat, cred că, Sebică, cred că a stat 6-7 zile să le pilească. Foarte tipicar, mă, dacă era doar tipicar, stătea 4, dacă nu-l interesa, le punea într-o zi. Da, am vrut modelul neapărat, modelul fără șuruburi la vedere, ca să pară cât mai OM. Ne-am chinuit foarte mult la, atunci când le puneam pe caroserie, existau lufturi destul de mari. Sebe le-a pilit 5-6 zile, după care a stat încă 5-6 zile la Tinichigiu să îi creeze niște, să le creeze niște suport, niște urechi de prindere din caroserie în overfendere. Sincer, udânsele, au rezistat în teren. Da, văd că au rezistat. Bun, hai să vorbim un pic acum de partea asta. Îți lipsește o piuliță la roată. Da. Și un căpăcel. La noroi, fratele tău a dejantat, a scos, a rămas noroi acolo. Păi și tu, stai niște, sunt foarte importante căpăcele la ventile, mai ales când mergeți în teren. Da. Foarte important. Așa este. Bun, hai să vorbim de partea de jos și să le explicăm oamenilor care dețin WJ sau oamenii care vor să-și achiziționeze un WJ că tu ai o parte de suspensie care se numește așa Stage 2, i-am spune noi. Adică știi cum e și la roți? Una e să spui distanțiere, alta e să spui flanșe. No. Așa e și la tine. Tu ai flanșe, nu ai distanțiere, ai trecut la next level. No. Pentru că ca 35-urile să încapă fără să tai foarte mult din mașină, trebuie să pui o suspensie mai înaltă, o suspensie care se ridice mașina mai mult. În momentul în care ridici mașina mai mult de 3, 4, 5 cm la diverse modele de mașini, pleacă punțile.
Da. Adică pleacă punțile. Asta e vorba din popor. Da. Aia, tu pui suspensia, deci tu pui suspensia pe mașină, o lași dimineața, pac, pleci, dormi și dimineața când vin mai punți la mașină. Deci, ce s-a întâmplat? Au plecat punții. Asta e, deci punțile au plecat și au... Băi, punților, veți înapoi că iau și brațe. A, ok, se întorc punțile. Deci îți pleacă o punte în stânga și una în dreapta, în general, pentru că tendoanele sunt, trebuie să fie mai lungi, adică piesele astea care țin punțile legate de mașină, trebuie și ele lungite, trebuie și bările panhard, reglabile, ca să poți să faci niște... Începem să umblăm la mașină și să avem o mașină ca de competiții, cu foarte, foarte multe reglaje și cu foarte multe lucruri. Bun, spune ce ai făcut tu. Așa, Jeep-ul VJ are, cum am zis și la început, brațele originale foarte scurte. Atunci când înalți mașina 14 cm, cum am înălțat-o eu, datorită faptului că brațul e scurt, trage puntea sub mașină, față-spate. Se apropie. Ca să rezolv problema asta, se pun niște brațe mai lungi, reglabile. Am luat un long arm kit de la Rough Country, vorbim de brațe. Vin cu uniboluri, adică sunt niște box din astea care nu-s din cauciuc, sunt complet metalice, gresabile. Puntea pe față e mutată aproximativ între 9 și 14 cm, acolo e măsurătoarea, iar cea pe spate doar 9. Deci mutate punțile, cea din față în față, cea din spate în spate, ca roțile să nu atingă în praguri contrarii. Când am făcut treaba asta, am fost nevoit să modific și cardanul pe față. Ca să modific cardană pe față, trebuie să pun de la prindere de tip planetară, cred că așa se numește, cum era original, la dublă cruce, datorită faptului că din cauza înălțării de 14 cm, unghiul între cutia de viteze și puntea față a crescut foarte mare și a trebuit să punem o cruce dublă acolo, că altfel nu se putea merge cu mașina, vibra de tare, de vibrai și când te culcai seara acasă. Îți rămâne vibrație. Da, îți rămâne așa ceva. Am așa, o mică. Simți în vocea mea. N-am cruce dublă. Da, probleme de pasiune. În kit-ul de long arm kit a venit și bara panha reglabilă pe față, ca atunci când înalți să se întoarcă puntea la locul ei. Ce mai venit? Barele de direcție am fost nevoit să le fac din dural 70-65, ceva genul ăsta se numește, tipul de aluminiu, pentru că cele originale sunt dintr-o țeavă de oțel, care atunci când viram în teren cu roțile desumflate se flambau, efectiv, făceau așa și nu mai aveam stabilitate. Pentru că nu era gândită, pentru roțile de... Ce nu ăsta, dar trebuie să știți că dacă vreți să faceți, să ajungeți să puneți 35 pe mașina asta, să vă ascultați pe Filip că vă spune din experiența lui. Prima oară cumpărasem un kit de dublu amortizor de direcție, tot de la Rough Country, nu putea fi folosit, nu au scris, deci nu scrie nimeni nimic în descriere. Vedeți că nu este pentru mașinile pentru care mutați puntea mai în față. Atunci când flexa, cele două amortizoare loveau un punte în bara de direcție. După care am renunțat la ele și am cumpărat un amortizor de direcție de la Tough Dog, cel cu opțiunea Return to Center. Ajută roțile fiind mult mai mari decât au gândit ei, decât a gândit fabricantul să fie puse pe mașină. Revine mult mai repede volanul la poziția 0, la jumătate. Amortizoarele, prima oară cumpărasem tot ceva de la Rough Country, după două ieșiri sau ceva de genul ăsta s-au secat bucșile de la ele. Amortizoarele au venit în kitul de bă. Au venit în kitul de long arm kit. Kitul de long arm kit conține tot ce a zis Filip, mai puțin crucea dublă la cardan, bările de direcție și așa mai departe. De direcție, da. După două, trei ieșiri, jumătate de an, ceva de genul ăsta, am decis că trebuie să le scot, le-am vândut și am cumpărat patru amortizoare Fox 2.0 Performance. Eu nu știu, de când le-am pus am zis că mi-am cumpărat altă mașină, ca să zic așa. Se simt foarte mișto în teren. Avantajul lor e că sunt din aluminiu, se răcesc foarte ușor atunci când mergi cu ea și se încinge din cauza terenului. Nu sunt cele cu butelie, că multă lume m-a întrebat cum ai să dai ația bani. Nu sunt cele cu butelie. Cele cu butelie cred că sunt undeva la 2000 de lei bucata. Astea sunt undeva la 1000 de lei, 1200 de lei bucata, 1300, ceva genul ăsta.
Cele cu butelie se servisează mult mai repede, odată la 10.000 de kilometri, însă acestea se pot servisa la 20.000 de kilometri. Tot de la foc se poate comanda kit de servisat complet. Simmering-uri, ulei, o-ring-uri, adică de praf, tot dacă ce trebuie. Dacă aveai de schimbat ulei în grupuri și motor și filtre și roți și dar mai amortizoarele, n-ai făcut. La 20.000. Nu vreau. Nu, mulțumesc. Da. Nu vreau de alea să nu mai fac nimic niciodată, dacă se poate. Nu mai aveam o soluție de Bilstein, însă pentru Europa nu au existat pe stoc 3 luni. Alea nu se servisau. Le puneai, când se stricau, le schimbai. Oarecum la același preț. Nu era foarte mare diferență. Astea erau pe stoc. Am putut să le comand, au venit într-o săptămână și de atunci n-am avut niciun fel de problemă. Arcurile sunt din kitul de la Rough Country. Arcurile sunt din kitul de la Rough Country. Cum am discutat înainte să începem, cred că aș face singura modificare pe care aș mai face-o la suspensie ar fi să cumpăr niște arcuri progresive de la Clayton. Datorită faptului că ai long arm kit, arcul trebuie să fie destul de moale, ca atunci când destinde, când duce puntea în jos, să el dacă ar fi tare, ar sări de acolo. N-ar mai sta la locul lui. Pentru treaba asta, arcurile sunt destul de moi, ca atunci când destinde să toată cursa lui, toată cursa amortizorului să fie împreună cu arcul. Cele de la Clayton, atunci când începe arcul să se destindă, ca puntea să lucreze în jos, începe să fie mai moale. Însă, atunci când stă pe greutatea ei, arcurile sunt la o duritate normală. Anvelope. Că anvelopele... Și probabil mulți oameni ne vor întreba... De ce cupăr și nu BF sau așa? Da. Am ales cupăr, le-a folosit un prieten înainte pe un Nissan Terrano, Tudor. A fost foarte mulțumit de ele, mie mi-a plăcut. Sunt un pic mai gălăgioase pe stradă decât BF-urile, însă din punctul meu de vedere cred că sunt mai ok în teren. Cred dacă că de-aia ar trebui să fie mai agresive, și, nu? Că de-aia sunt gălăgioase. Da. Mă gândesc. Și profilul arată un pic mai drept, așa? Până acum pe mine m-au mulțumit 100%. Nu folosesc mașina decât în oraș pe stradă. În rest nu plec în vacanțe cu ea sau chestii de genul ăsta. Până acum văd că nu am apucat să dejantez, deși am aceeași configurație oarecum pe care ai avut-o tu la patrol. 10 lățime și merg cu 1 presiune în teren. N-am dejantat niciodată. Nu e grea. Are aproximativ 2 tone cu totul. Dacă trebuie să pleci sau stai, nu? Nu, sună... Am vorbit suficient, dar are Marius vreo 17 minute. Mai puteai rechir să zici ceva. Da. Zile de ce lucruri de întreținere ai mai făcut mașinii la motor? Ce am avut toate hibele pe care le poate avea un Jeep WJ, de la clapeții de căldură din interior, cald, rece, stânga-dreapta, pentru că are climatronic stânga-dreapta, s-au rupt, am demontat toată bordul pentru că nu am știut că trebuie înlocuit și clapeta de la recirculare, acum s-a rupt și clapeta de la recirculare. Și nu înțelegeam de ce mi se blochează mașina, mi se aburește parbrizul. Am avut problema cu injectoarele, da? Răsufla pe la injectorul 5 și 6, a trebuit să tai din panoul de foc, să scoatem injectoarele. Când le-am scos, am găsit și unul strâmb, din cauza temperaturilor care ieșeau pe lângă șaiba de foc. În rest am făcut de întreținere tot. Ulei cutie, am folosit ulei de la Febi, pentru că produce pentru Mercedes. Filtrul epurator, recomand să-l comparați doar original. Am pus aftermarket și îmi curgea ulei prin el. Am recondiționat câteva conducte de servodirecție care duc la răcire și la casta de direcție pentru că îmi curgea ulei. Am pus un radiator suplimentar de răcire pentru cutia de viteze cu termostat.
Am făcut bypass la răcirea care trecea prin antigel originală, pentru că există posibilitatea să se spargă acea răcire și să bage antigel în uleiul de la cutia de viteze și atunci cu siguranță s-ar strica. Întreținere. Uleiurile în punți, la fel le-am schimbat tot cu ceva de la Motul, ce specifică ei. De precizat că trebuie neapărat să adăugat și lichid pentru diferențialul Quadra Drive LSD. Acest aditiv se cumpără de la Jeep și trebuie adăugat neapărat. Chiar dacă Motul nu spune despre treaba asta, dacă vreți să funcționeze diferențialele cum trebuie, trebuie adăugat acest cele aditiv. Cele care sunt dotate cu vânecare limitată, da. Care urmai funcționează. Cine știe? Dar puteți să puneți și vedeți. Să fie. Mai bine să ai decât să n-ai. Că poate începe și funcționează. Așa, la... Nici nu știu. Aveați voi o problemă cu pornirea. Nu știu dacă ați vorbit de ea. Nu știu dacă e o chestie comună. Ce vă spunea Filip până acum că a avut cu injectoare, cu lululu, la de la Jeep, sunt chestii comune. Adică sunt chestii pe care le găsiți pe forumuri sau grupurile de Facebook sau alte aplicații în care se întrunesc băieții cu WG. Ca și la Toyota, sunt niște chestii comune, în popor numite boala lor. E boala lor. E boala lor, cu alea, dai faci acolo ușiță, pui, schimbi și ai bă. E atât de simplu, totul este atât de simplu când vorbești despre, este atât de greu când trebuie să le faci. O să vedeți dacă urmăriți la noi pe Stax în episodul lui Marius, care urmează, că o să facă chestia asta și o să vă explice mai multe lucruri. Și o să vedeți cât nu este de simplu. Am avut, da, și probleme cu pornirea atunci când era foarte, foarte frig după ce stătea o noapte, două, se întâmpla ceva și se dezamorsa, adică ajungea cumva aer pe instalația de motorină. Tot la un interfan am fost împreună, m-am oprit în predeal, eram cu soția și a doua zi de dimineață zic, hai să pornim mașina, să mergem și noi la o plimbare, poate mergem și pe la băieți la hotel. Când să pornesc mașina, ce? Deschid capota, pe furtunul de retur de la motorină, nu era motorină, era aer. Zic, ok, trebuie să scoate într-o stare de scule, cheia de la injector, a început să scuipe motorină peste tot, n-a mai pornit până s-a terminat bateria. De nervi, n-am vrut să apelez la absolut nimeni, mi-am luat cățelul, soția, în tren, la București. Îl sunt pe prietenul meu căruia i-am vândut Touaregul. Zic că, Aline, te rog frumos, adu-te Touaregul, mergem să luăm platforma, mâine dimineață plecăm la predeal să luăm Jeep-ul, că îi dau foc, nu mai pot. Nu mai pot, gata. După atâția bani, timp și nervi investiți. Aduc mașina în București, am rezolvat-o în 20 de minute și 70-100 de lei, ceva de genul ăsta au costat. Am înlocuit filtrul de motorină cu unul de Mercedes și la există o valvă acolo de un senzor prin care cei de la Jeep au zis că ar trebui să îl facă cum zic ei, nu cum zic cei de la Mercedes, returul de la motorină să-l treacă prin filtru și nu direct în rezervor, cu o valvă de sens pusă pe el. Am făcut treaba asta și de atunci n-am mai avut nicio problemă. La motor i-am făcut un soft mic. Mic? Un soft mic. Care s-a așezat. S-a așezat, da. Că a fost mic și era loc. Când sunt mai mari, topurile mai greu. Durează până... E ca un gras pe care bagi tu ca un mic, știi, până... Gata. M-am așezat. Haide să-i dăm drumul la tău. Așa ar trebui să aibă undeva la 200 de cai. Acolo se învârt mai majoritatea cu stage 1. Nu știu. În interior... În interior, singura are un buton pentru proiectoarele din spate, LED bar-ul l-am legat pe proiectoarele, pe butonul de proiectoare originale, original de la manetă. Butonul mașinii. Și i-am pus o navigație 2 din universală, ca să am Android, aplicație de navigație Waze, să vorbesc la telefon, să nu mai stau cu telefonul în mână. Ai și cameră? Am și cameră de... reverse. Parfum, să-mi pun și eu. La e bună în off-road. Nu, și când am mers la Buzău, la Stax Trails, când camera, nu știu ce se întâmplase cu ea, pentru că cred că chinezul care era în ea să repare era în concediu. Și imaginea era complet invers, nici nu conduceam și a dat direct într-un copac. Sănătos! Deci tot dai fail și cu camera, asta e. Se mai întâmplă. Dacă nu dai un buton... 50 de milioane pe cameră, știi ce zic? Nu, sunt ceva de la... Sper convins că sunt. Xiaomi 200 de lei, da. Diverși.
N-am un buton de așa, am pus o priză în spate, pasagerii din spate nu aveau mufă de încărcare a telefonului, am cumpărat de pe AliExpress, cred că o priză cu două USB-uri de 2,1 amperi și cu voltmetru. M-a interesat foarte mult pentru că la camping am frigider în mașină, atunci când mergem la cu cortul și nu știu, mereu ca să aflu ce tensiune mai are bateria în ea, să văd dacă e nevoie să o pornesc sau nu, trebuia să pun contactul la mașină. Când pun contactul, bujiile consumă, nu ți indică atât de precis. Însă acest device are și voltmetru în interior și vezi exact câți volți mai are bateria înăuntru. În spate am pus la locul roții de rezervă, pentru că nu mai intră roata de 35 în locul ei gândită, am pus o butelie de 11 litri pentru aer comprimat cu compresor, buton și cuplă, care mă ajută să umflu mult mai repede anvelopele, pentru că stăteam cu compresorul la baterie, stăteam undeva la 15-20 de minute, în frig nu e vreo plăcere. Da, așa cu astea stau vreo între 5 și 7 minute, ceva de genul ăsta, și le umflă pe toate de la 1 bar la 2. Am mai făcut o placă în portbagaj ca să pot accesa toate chestiile de la roata de rezervă. Am fost nevoit să ridic partea de jos a portbagajului, să pun bagajele deasupra, ca eu să pot să scot placa de la roata de rezervă, să am acces la trusa de scule, chingi, șufe și așa mai departe, compresor, butelie, bla bla bla. I-am cumpărat în spate, nu? Trecem... În spate, da, suntem în spate, de cârlig, dar te așteptam. Dacă nu ziceai, ziceam eu, l-aveam aici, în cap, cârligul. Am vrut să cumpăr unul de model american cu pătrat, ca să pot folosi funcția de cârlig la mai multe avantaje. Am și suport de motocicletă, scooter, care se pune pe acest pătrat. Am, pentru când mergem la off-road, am pătrat cu prindere de ochet pentru tractare, ricavă și așa mai departe. Și am posibilitatea să am un cârlig care îmi dă posibilitatea să reglez înălțimea lui din cauza faptului că e destul de ridicată mașina. Dacă ai folosi un cârlig de Europa, remorca n-ar sta într-o poziție corectă. Mai ales dacă tragi o remorcă, o platformă auto care are două axe. Prima axă ar sta în aer, între ghilimele, nu ar avea de mult contact. Și nu se lasă greutatea. Și nu se lasă greutatea pe cârlig și se pot întâmpla, da, nu merge, nu merge corect. La eșapament i-am scos toba complet. Nu se aude foarte tare. Am păstrat țavă? Am țavă. Catalizator ai? Catalizatorul l-am lăsat. Dacă se întâmplă vreodată să am nevoie să ofer cuiva noxele, sunt ok. Da, am păstrat catalizatorul. Ai zi, în lateral, ai marchiză montată. Pe afară, da, pomenit. Pentru camping avem o marchiză de 2 metri. Lungimea există și de 2,5, însă asta se potrivea pe dimensiunea mică de 4 uși a mașinii. De la ARB, cu lumina integrată în interior. Asta o să vă arate Dobrescu. Face el frumos. Îl și văd. Eu văd acum marchiza deschisă, e seară, zăpadă și lumina. Dobrescu cadrul e așa, ține aparatul de aici și face așa odată. Gata. Gata. Așa, deci aia e marchiza pentru umbră, pentru nu știu ce. Ai și scaunele astea, fac parte tot din Jeep. Tot din Jeep, da, din setup-ul de... Momentan am rămas la ideea de cort pe pământ. Odată e foarte costisitor cortul pe mașină. Și atunci când mergem, cum mergem noi la off-road, dacă aș avea cort pe mașină, după fiecare noapte de dormit aș fi nevoit să-l strâng, ca noi să ieșim în off-road. Mă întorc, iarăși îl desfac, iarăși îl strâng. Așa am luat un cort Fresh and Black 3XL de la Quechua, care se montează foarte repede, în 10 minute ești gata. Da, noi suntem genul care mergem și ne place să stăm 2-3 zile într-un loc. Cortul pe mașină îi ajută pe cei care doar dorm acolo și dimineața pleacă, fac drumeție, se opresc seara, iar dorm, iar fac drumeție și mai departe. Noi stăm, ne facem tabără, facem oale, facem burlane, facem ligheane, facem ceaune, facem frumos, nu? Mai și vindem în sat, coborâm în sat. Vreți ceva de mâncare? Avem ceaune, avem ligheane, avem talalala. Facem frumos, așa suntem. Un alt dezavantaj din punctul meu de vedere al colturii pe mașină este, odată sunt 70 de kg care sunt pe plafon și te încurcă puțin la stabilitate, mers în teren, mai ales la mers în teren. Cred că dacă l-aveam de câteva ori până acum l-aș fi spart.
Atunci când te înclini, ai un copac, poți să lovești foarte ușor pe el, că ai mai mult de 30-40 cm mașinile înălțime. Mașinile care vin cu cort pe plafon fac overlanding, nu se mai duc ele la off-road. Filip mai bagă capul așa un pic, mai merge la... Ia, bă, iartă, vin și eu, hai, mai duce, mai nu știu ce. Aia e viața, nu poți să le faci pe toate. Ți-ar trebui o mașină așa, o mașină așa, o mașină de mers la piață, o mașină de mers la club, o mașină de mers la off-road, o mașină de mers la overlanding, și nu ne permitem 40-50 de mașini, din păcate, așa că trebuie să ne împăcăm cu ce avem, cum avem. Suma investită așa, ai idee câți bani ai băgat până acum? Doar investiție sunt aproximativ 10.000 de euro. Ok. Adică pe lângă mașină. Pe lângă mașină, pe lângă și adus-o ei încoace, cam 10.000 de euro. Vorbesc de investiție strict piese. Având service, nu am pus niciun fel de manoperă. Am fost, cred că, o singură dată cu mașina la Dojo și am plătit ceva modificare, suport, bară, panhard, o chestie de genul ăsta. În rest, majoritatea chestiilor le-am făcut aici și nu am avut de plătit manoperă. Cred că dacă aș estima o manoperă așa, ar fi, cred că, 4-5 mii de euro pentru tot ce se întâmplă la mașină. Probabil și drumuri și toate chestiile astea. Da. Eu, având o întâlnire cu oamenii pentru BMW și așa, am mai discutat cu băieți, e foarte greu să poți să ajungi să ai o mașină de genul ăsta, pentru că trebuie să ai cunoștințe, trebuie să ai prieteni care au servisuri, trebuie să ai timp, trebuie să ai bani, trebuie să ai timp să citești despre modelul respectiv, pentru că tu ești în serviciuri și mecanicii nu știu și trebuie să știi tu ce vrei să faci la mașină, dacă vrei să faci bine și să nu bugetezi, să zici orice lucru de 3 ori și așa mai departe. Deci nu este o chestie simplă. Este mult mai simplu să ai banii grămadă, să vii la unul de ăsta ca Filip și să-i cumperi mașina cu cât zice el că face, pentru că probabil chiar atâta face și nu e... Îți poți da seama că sunt lucruri de calitate pe mașină și mașina funcționează. Dacă vă place să construiți, să faceți voi proiecte de genul ăsta, e bine să aveți niște accesorii, adică un garaj, prieteni care să aibă un garaj, prieteni care să aibă o hală care, nu știu, e goală și nu, în sfârșit. Să faceți voi, să vă ocupați, să știți, să puneți mâna și așa mai departe și să munciți mult ca să căpătați experiență și să înțelegeți și să știți la următoarea mașină ce ar trebui să faceți și cum să faceți să vă fie vouă mai ușor și mai bine în teren. Dacă vi s-a plăcut, Doamne, ce, dacă vi s-a plăcut, asta e nouă, n-am mai avut-o până acum. Dacă vi s-a părut interesant și v-a plăcut, sau dacă vi s-a plăcut episodul, share, like și subscribe să-l vadă și alți oameni care probabil sunt interesați să-și cumpere și să-și modifice un Jeep Grand Cherokee WJ, pentru că sunt foarte multe mașini de genul ăsta în țară și foarte mulți oameni pe grupuri de Facebook care scriu: am și o mașină asta, vreau să-mi pun 35. Explică-mi și cum. Nu pot să... nu pot. De ce spui asta? Păi trebuie să-mi ia jumătate de oră să-ți explic de ce nu sau de ce nu merită și tot nu înțelegi, deci luați-o încet, step by step. Văsule, ce? 36.000. Păi n-ai zis tu mult? Nu mai sunt atât de moi. Ce? Și-ți doar aici, figurați, mă gândesc la un moment dat să-mi iau ceva, să desenez, să-mi iau, știi? Adică mă, stau aici și mă tot gândesc, bă, nu mai zicem ok, am mai scăpat vreo 3 ok-uri la un moment dat și zic, fă-tu-ți ok-ul, mă, știi? Iar mai zic, ce fac aici? Zic, mă uit la Filip, dar nu mă uit la el, că dacă mă uit în ochii lui, cine știe, mă apucă iar, îi zic ceva, îi fac vreo semn. Mă uit în sus, dacă mă uit în sus o să zică lumea, bă, ce face ăsta, mă, ăsta se plictisește când povestește. Dar eu știu toată povestea, știi, că nu mă să mă mai surprindă. În detalii. Și uite așa, chiar stau aici și mă consum, voi habar n-aveți ce trece prin mine când stau aici liniștit. Bun, zi-mi de anvelope.